de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! Am intrat în ultima parte a lunii ianuarie acestui an 2021 și câteva subiecte sunt la ordinea zilei, ca de obicei pandemia, din păcate, și mai sunt și alte subiecte care țin de interese majore în statul român, care demonstrează că, în ciuda tuturor declarațiilor făcute despre, mă rog, o normalizare a situației, lucrurile se întâmplă ca acum 10, 15, 20 de ani. În primul rând aș vrea să începem cu un scandal național care are implicații, mă rog, are învățăminte în neamț. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit în presa națională cum unul dintre cei mai buni polițiști din România, pe numele său Radu Gavriș, a fost în ultima perioadă, de când s-a schimbat regimul, dat la colț. De ce? Pentru că este bănuit că el a spus presei că șefii poliției s-au întâlnit cu membrii al unor clanuri interlope, dacă țineți minte atunci când a fost cu scandalul acela cu interlopii care, mă rog, s-au bătut și așa. Ei, după ce a fost bănuit de acest lucru, a fost detașat, deși era polițistul cu cele mai multe bune rezultate în cazuri de crime și alte asemenea infracțiuni, a fost detașat în Harghita, ca să înțeleagă că dacă vorbești mult, ai probleme. A câștigat în instanță, a venit înapoi pe funcție și zilele trecute toată țara, pe mâna unui comunicat al poliției și cu presa care, știți, acolo, am aflat că domnul Gavriș s-a dus și a băut o bere cu 4 procurori și cu încă 22 de oameni într-un restaurant care trebuia să fie închis. Bineînțeles că acolo din întâmplare a ajuns și au ajuns niște băieți cu aparate de fotografiat, etc. și totul a izbucnit. După toată această șmecherie, a început să se afle că, de fapt, restaurantul nu era închis, era deschis, că, de fapt, acolo cei 27 nu erau împreună, ci fiecare pe la mesele lui, că polițistul era cu 4 procurori la o bere, respectând, probabil, regulile din perioada aia, chiar dacă nu le-ar fi respectat, trebuiau amendați și cu asta basta. Numai că comandantul secției de poliție din centrul vechi al capitalei, Cristian Ghica, dezvăluie operațiunea de compromitere a lui Radu Gavriș, ajuntul poliției capitalei. Ar fi fost filat de 3 servicii. Și spune comandantul secției de poliție, urmărirea fără drept a unei persoane este infracțiune. Supravegherea audio, video sau prin fotografiere se poate face numai în baza unui mandat de supraveghere dat de un judecător. Aveau toți fotografii ăștia de ocazie un mandat sau au executat orbește un ordin. Și explică el cam cum e treaba pe acolo, dar întrebarea de bază este, a existat un temei legal al filajului? Se spune aici, DIPI, DOS, cine or fi ăștia, nu știu, filajului Șchiopu de la SIC, mă rog, și alte chestii. De ce am amintit de acest lucru? Pentru că atunci când un om devine incomod pentru sistem, chiar dacă l-a slujit, este scos ca o măsea stricată, dar nu e de ajuns. Dacă el nu acceptă să fie scos ca o măsea stricată, începe compromiterea. Prin orice mijloace. Iar pentru asta sunt destui
căței care să execute ordinele. Asta mi-aduce aminte, scriam în Mesagerul care a apărut joi, despre situația de la Piatra Neamț, de acum ani buni, când purtătorul de cuvânt al primului ministru ar fi fost filat în Piatra Neamț de către un serviciu secret. Numai că acolo lucrurile erau atât de importante încât toată lumea, este bine mersi, rahatul a fost acoperit cu funcții, cu pensionări, cu tot felul de chestii și toată lumea o duce bine, mai puțin platforma să vină și că de fapt acolo era miza. Cine să vândă fierul vechi de pe platforma să vinești. Am spus toate aceste lucruri pentru că e necesar din când în când să ne aducem aminte că acest sistem funcționează. În Piatra Neamț, dacă cineva îndrăznește să vorbească despre afaceri în primărie, în societățile primărie, este executat imediat. Fără niciun fel de milă. Cei care fură și au furat de ani de zile în primărie și în societățile primăriei, dacă se aliniază, nu contează că se schimbă șefii, partidele, sunt protejați până la capăt. Se prescriu datorii, se fac tot felul de șmecherii, ai de dat bani, da, ia niște bani din altă parte și dă-i aici și tot așa. Sunt lucruri pe care toată lumea le vede, dar culmea, când se ajunge în instanță, ele sunt estompate pentru că, nu-i așa, apar probe în sprijinul celor care, ci că n-ar fi greșit. Dacă, în schimb, te pui cu sistemul, ajungi să plătești 400 de milioane, cum plătește un amărât care a îndrăznit să șmecherească, să fie și el șmecher într-o lume a șmecherilor cu gurile albe. Dar despre asta cu altă ocazie. Astăzi vreau să discutăm un subiect care se cheamă, din punctul meu de vedere, sănătatea nemțeană la sac. O să spuneți cum adică sănătatea nemțeană la sac, ce e asta la sac? Păi vă spun eu, în ultima perioadă sacul este unitatea de măsură a ce se întâmplă în sănătate. Și o să vă spun, de exemplu, dacă un bolnav, mă rog, suspect de coronavirus ajunge în spital, cel puțin la Roman și la Piatra Neamț, și este pus într-o cameră izolată, fără WC-ul, nu are voie să meargă la WC-ul, pentru că există pericol de infectare și atunci îi se aduce un scaun, mă rog, ceva oribil, așa, cam de Evul Mediu, unde se pune o pungă și omul își face nevoile fiziologice acolo. Când nu există scaun, se folosește doar punga. Punga aceasta este, de fapt, imaginea clară a ce nu s-a făcut în Neamț și nu numai în Neamț, probabil, de ani. Adică saloanele n-au grupuri sanitare, grupurile sanitare sunt mizerabile și în condițiile acestea în care ci că te infectezi dacă sau poți infecta pe altcineva, nu s-a gândit nimeni la o soluție simplă până la urmă. Se duce unul la baie, se dezinfectează baia, după aceea vine altul. Da, mă rog, astea sunt alte probleme. La Roman a izbucnit scandalul în legătură cu spitalul din Roman, pornind de la aceste punți și s-ar fi lăsat și că și cu niște demisii, se va lăsa cu niște demiteri. Dar, de fapt, scandalul, și ca să încheiem cu sacul, știți, după chestia asta cu COVID-ul, sacul devine și un element important la finalul tratamentului. Când sacul, știți, suntem morbizi un pic, dar asta este. Totul la Roman a izbucnit după ce niște băieți de la un partid mic cu un consilier local din presă au cerut comisie de anchetă la spital.
Au cerut comisie de anchetă la spital și pentru că cel mai bine e să vorbim cu cei care au cerut, încercăm să dăm de colega mea, Teo Rusu, dacă reușesc, care este și consilier local la Roman și care a declanșat acest subiect, dacă nu greșesc eu foarte tare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ne-am regăsit după mult timp, după campania electorală. De data aceasta te salut în calitate de colegă de presă, dar și de consilier local. Ce ați făcut mai acolo voi? Ați declanșat un mic jihad în legătură cu spitalul? Ați cerut și voi o amărâtă de comisie de anchetă și ia câte ce se întâmplă? Despre ce este vorba? Te rog să ne explici. Bună dimineața a tuturor celor care ne ascultă. Nu este niciun jihad, cred că este o atitudine normală, având în vedere că oamenii se tot plâng de relația cu spitalul în ultimele luni. Numărul de reclamații și de sesizări în mediul online a crescut. Eu și colegul meu Bogdan Roman am primit mai multe mesaje și în privat, pe lângă cele care au fost prezentate de cetățeni în spațiul public. Și atunci am considerat că trebuie să intervenim. Până la urmă, spitalul și oamenii din spital lucrează pentru pacienți și ei trebuie să fie în mijlocul preocupării și administrației publice locale și a angajaților de acolo. Și atunci am decis să ne folosim de pârghiile pe care legea, în speță codul administrativ, le permit. Noi, în calitate de consilier local, avem dreptul să cerem formarea unei comisii care, într-un interval de timp clar stabilit, să poată să facă analize și verificări și să propună soluții concrete la sfârșit, care să fie luate în considerare de cei care sunt vizați de această comisie. Așadar, nu este nimic extraordinar, este ceva ce codul administrativ permite și decizia a fost firească, având în vedere că, în timp ce oamenii se plângeau și se plâng în continuare de ceea ce se întâmplă în Spitalul Roman, noi, iată, joi, avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care ni se solicită nouă consilierilor locali să fim de acord cu acordarea unor stimulente financiare pentru directorul medical, directorul de îngrijiri și directorul economic al unității Spital Cești. Am înțeles. Dar după ce voi ați anunțat sau ați emis această idee a unui control, am văzut scris în presă cum că s-ar strânge semnături împotriva acestui control printre angajații spitalului? Am citit și eu... Adică mi se pare aberant, Teo. Mi se pare o chestie dusă la extrem. Eu vă spun că am citit acest lucru și eu în presă. Nu știu să vă spun dacă într-adevăr se strâng semnături, deși nu ne-ar mira, având în vedere că în campanie electorală s-au strâns semnături pentru un anume candidat care a fost director economic la spital. Dar este prematur, cel puțin, să se strângă semnături pentru o comisie care nu știm dacă va trece de votul Consiliului Local. Această comisie nu se poate înființa fără ca majoritatea din Consiliul Local Roman să fie de acord și să voteze un proiect de hotărâre în acest sens. Deci, dacă aceasta este preocuparea reprezentanților din spital să strângă semnături pentru o comisie despre care nu știm la acest moment 100% că va deveni un fapt real, mi se pare că înseamnă că chiar nu știu să pună prioritățile în ordinea în care trebuie. Bun, acum lăsând la o parte partea cu comisia, spune-mi un pic, totuși, ce s-a întâmplat în ultima perioadă la spitalul din Roman? Am văzut că și-a dat demisia doamna ONU. Am înțeles că ea oricum era pregătită să-și dea demisia. Ce știi? Da, știu că și-a dat demisia doamna ONU. Am aflat joi despre acest lucru. Din spusele angajaților spitalului, care au curajul să mai vorbească cu alți oameni decât cu cei din conducere,
Am înțeles că în spital este o atmosferă de lucru destul de neplăcută, că există o presiune pe angajați și tocmai de asta am și vrut să facem această comisie, pentru că sunt foarte mulți angajați de bună credință care își fac treaba, sunt și mărturii în acest sens, dar totul se umbrește în momentul în care există anumite disfuncționalități. Și atunci, din cauza unora care nu se achită cum trebuie de sarcini sau nu au un traseu clar al fișei postului, totul devine o pată urâtă pe imaginea întregului spital, lucru care consider că este nedrept. Despre tensiunile dintre angajați și conducere știu de mai multe luni de zile, nu este un element de noutate. Însă ceea ce am cerut noi de foarte mult timp și au cerut și aparținătorii a fost un lucru de normalitate. Spre exemplu, acum vin la spital oameni din tot județul. Aparținătorii nu pot să intre în spital din cauza măsurilor excepționale. Și atunci și-ar dori foarte mult să știe ce se întâmplă cu cei dragi lor care sunt spitalizați. Din păcate vă spun că sunt foarte multe situații în care ori nu le răspunde nimeni la telefon, ori dacă le răspunde într-un final cineva la telefon după insistențe îndelungi, există un nu știu generalizat, poate și pentru că cei care răspund la telefon mai fac și alte lucruri. De atâta luni de zile, vorbim despre, iată, aproape un an, nu s-a găsit o modalitate de organizare în așa fel încât pe fiecare tură să existe o persoană care să aibă de făcut un lucru, să îi informeze pe aparținători ce se întâmplă cu pacienții. Este foarte important să știm noi cei din exterior, dacă cineva drag nouă este în spital, cum se simte, dacă este bine, care este starea de sănătate, cum evoluează lucrurile și așa mai departe. Inclusiv eu am primit în privat solicitări de la persoane din Piatra Neamț care m-au rugat să intervin dacă pot să aflu despre situația unei bunici. Și vă spun sincer că am sunat niște cunoștințe și am dat informațiile referitoare la persoana internată și am făcut așa pe transmițătorul de mesaje. Asta nu e normalitatea, însă normalitatea este ca persoana care sună la spital să poată să primească informații corecte și informații la zi. Pe lângă aceste condiții de la izolator despre care dumneavoastră deja ați vorbit. Da, spune-mi un pic, Teo, noi aveam o problemă aici, de la Piatra Neamț pentru Spitalul din Roman, în legătură cu informațiile oficiale de la spital. Adică era foarte greu să obții o informație, să spunem, într-un interval decent de 48 de ore. Mie mi se pare aberant lucrul acesta, să ai purtător de cuvânt care să se ocupe teoretic de așa ceva, dar care să nu poată să scoată niciun cuvânt fără aprobare. Și voi din Roman aveți aceleași probleme? Da, și jurnaliștii din Roman au aceleași probleme și le-au avut încă de la început, înainte de a exista o persoană angajată pentru a fi purtător de cuvânt al instituției. Motivarea pentru lipsa de comunicare era că noi suntem medici, suntem manageri, nu avem timp să comunicăm cu presa, pentru că avem foarte multă treabă. Însă, din momentul în care s-a angajat o persoană pe acest post, lucrurile nu s-au schimbat, deși ar fi fost normal să se schimbe. Ba mai mult, la momentul la care s-a făcut concursul pentru acest post, eu atunci fiind jurnalist am scris că există anumite dubii cu privire la persoana care ar urma să ocupe. În ce sens? În ce sens? În sensul în care această persoană este soția cuiva care era apropiat de fosta administrație locală. Bun, acum dacă stăm să ne uităm așa, cred că găsim destul de multe familii care însă, lucrează. Este adevărat, însă din păcate observăm că după ce persoana a devenit purtător de cuvânt al spitalului, gradul de comunicare al instituției cu presa și cu publicul nu a crescut. Așa este. Așa este. Prin urmare, nu ar fi fost o problemă dacă era soția cuiva, dar arăta că este un profesionist în momentul în care
a devenit activă pe post. Nu s-a întâmplat acest lucru, din păcate. Toți jurnaliștii s-au plâns și se plâng de relația defectuoasă cu spitalul, de lipsa de informații, de întârzierea cu care se primesc răspunsuri, de faptul că se spune vă sun eu și nu revine cu apelul, lucru care până la urmă ține și de bun simț, nu doar de a fi foarte profesionist. E vorba de 5-7 ani de acasă. Când spui că revii cu un apel, chiar să o faci. Da, corect, așa este. Acum, eu ce nu înțeleg, privind așa de la depărtare, după ce la Piatra Neamț am avut încă un control la Spitalul Județean, despre care nimeni n-a comunicat cum s-a încheiat. Sau, mă rog, nu s-a încheiat. Că nimeni nu știe. Ei au plecat vineri, au spus mai vedem noi, ne mai dați niște hârtii și că peste 20 de zile vor trimite un raport, dar de la București, nu de aici, de la fața locului. Deci, ce nu înțeleg eu la Spitalul din Roman? Avem primar în Roman, fostul director economic al acestei instituții, al spitalului. Da? Teoretic, bun cunoscător al oricărei probleme din spital, da? Și probabil el a și promovat această hotărâre cu salariile de merit, nu? Da. Așa. Bun. După acest scandal, cel care comunică, cel puțin din ce am văzut eu, este domnul Samson, nu primarul. Și domnul Samson ne vorbește în calitatea domniei sale de, cum să spun eu, cetățean și viceprimar. Citind ce spune domnul Samson aici, îmi dau seama că nu sunt chestii elementare la nivelul spitalului. Adică vorbim despre un WC-ul despre care nici viceprimarul nu știa că există la portar. Nu există posibilitatea ca cei care stau într-o sală să poată să bea un ceai sau o cafea. Adică nu înțeleg. Apă, ne lăudăm că există apă la un dozator în sala de așteptare. Lucrurile arată foarte urât și la nivel de comunicare la primărie în cazul acesta. Apropo, cine e purtătorul de cuvânt la primărie în momentul ăsta? Nu știu să vă spun cine este purtător de cuvânt. Credeam că numai eu nu știu. Sigur că este un consilier personal al primarului, care, din ce am înțeles, ar avea și această, în fișa postului, și această atribuție de a menține legătura cu presa. Dar pe funcția de purtător de cuvânt nu cred că este cineva angajat în acest moment. Eu îl văd pe domnul Radu Samson. Probabil că el comunică pe linie de partid, pentru că ministrul sănătății este de la USR Plus. Da. Probabil că domnul Samson vrea să arate că este un partener de nădejde în această alianță a USR Plus. Însă cred că și-a ales foarte prost momentul în care să fie mai ales de partea celor din conducerea primăriei decât de partea pacienților. Așa văd eu lucrurile la acest moment. Putea să fie mai empatic cu pacienții decât cu ai săi colegi de alianță. Bun, v-ați stabilit niște, știu eu, repere pentru acea comisie de control? Adică în momentul când veți propune, veți spune, vrem să se discute următoarele lucruri, vrem să ajungem la următoarele concluzii, sau mă rog, să putem trage niște concluzii despre. Da, au fost niște discuții în acest sens. Vrem, spre exemplu, să știm cam care este intervalul orar mediu de așteptare, pentru că au fost situații în care ne-au spus oameni că au așteptat 10 ore, 16 ore, 14 ore pentru a fi văzut de un medic în cadrul CPU și vrem să vedem dacă într-adevăr nivelul, dacă astea sunt excepții sau, din păcate, sunt situații mai dese. De asemenea, să știm dacă în cadrul CPU, în cadrul Centrului de Primire Urgență, există medicamentele absolut necesare și dacă au existat tot timpul medicamentele absolut necesare pentru ca personalul medical să poată să ofere îngrijire de calitate celor care ajung acolo. Vrem să ne vedem, de asemenea, care ar fi soluțiile, pentru ca să nu ne mai plângem că este greu să dezinfectăm o toaletă. Deci, apropo de cele scrise de domnul Samson, probabil că ați văzut că este menționat și acest aspect. Adică nu putem să vorbim în 2021 cu atâta tehnologie și cu atâtea produse și cu atâtea soluții în jurul nostru că este greu să dezinfectăm o toaletă, să vedem dacă există personal suficient pentru ca să fie făcută curățenie așa cum trebuie.
sunt oameni care mi-au spus că au, înainte de pandemie au plecat acasă să meargă la toalete pentru că altfel făceau pe ei. Am înțeles. În timp ce erau aparținători și cineva din familie aștepta să, să-i vină rândul pentru a fi văzut de un medic. Să vedem în ce măsură sau cine în mod special are o atitudine de nedorit cu pacienții și cu aparținătorii. Sunt convinsă că sunt angajații spitalului care, pentru că am trăit și eu, am avut experiențe cu, cu fiul meu în urmă cu câțiva ani și, și pot să confirm acest lucru. Sunt angajați cărora nu ai ce să le reproșez. Se comportă exemplar. Dar am văzut totodată și cealaltă parte a, a problemei cu, cu oameni poate mult preocupați, dar și destul de blazați, plafonați. Și atunci lucrul acesta se vede și în, și în atitudine. Am mai auzit de asemenea de la cineva din spital că ar fi fost angajați trei brancardieri, dar ar fi fost angajați pentru garderobă, ca să nu primească sporurile. Nu știu dacă este adevărat sau nu, dar lucrurile astea trebuie clarificate. Știi? Ne-am gândit să... Este o listă mai lungă, din care v-am spus doar câteva elemente și vrem să știm exact ce se întâmplă. Evident că această comisie și această inițiativă a formării acestei comisie nu ar fi apărut dacă domnul primar, care este un om care a lucrat acolo, ar fi venit cu niște idei de modernizare a lucrurilor în spital și nu mă refer neapărat la dotări, cât mai ales la această manieră de lucru. La organizare, Exact. Lucru care se poate face, fără cheltuieli. Mai ales că dumnealui, fiind director acolo o perioadă de timp, sunt ferm convinsă că el știe toate lucrurile exact cum stau. De ce nu-și dorește și dumnealui să crească încrederea oamenilor în Spitalul Roman, asta nu pot să corespund eu. Am înțeles. Eu îți mulțumesc pentru intervenție. Ar mai fi de discutat ceva? Oare la primăria Roman primarul are WC-ul separat? Nu știu dacă are toaletă separată. Nu, mă gândesc că dacă se duce la Buda Comună, să nu fie cumva vreunul netestat și infectat și să se infecteze toți. De aceea poate le împrumută spitalul... Cu siguranță nu face la pungă. Da, poate le împrumută spitalul niște pungi. Ar fi interesant pentru primărie, ne-am dat seama și de nivelul de rezistență al salariaților și de faptul că... ar fi sănătoși pentru că ar simți mirosul. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu propunerea noastră. În mod normal, într-o societate normală, o asemenea, să-i spunem, comisie, n-ar avea de ce să sperie pe nimeni. Dar așteptăm, vedem. Și să ne vedem sănătoși. La revedere, numai bine. Da, domnule. La revedere. Ați văzut... Oameni buni, cum de la o simplă inițiativă apar atâtea lucruri. Ce să vă mai spunem? Că după ce au început să discute lucrurile despre spital, s-a făcut o ședință restrânsă în primărie, spune presa din Roman, și că la ședință ar fi participat inclusiv un ales local, un ales în Parlament, probabil că a participat acolo în calitate de ales, dar dacă tot a fost o ședință, poate trebuiau chemați și alte, a chemate și alte persoane. De ce nu? Chiar și consilierii locali. Probabil că i-ar fi interesat și pe ei ca lucrurile să meargă bine. Dar asta e în Roman, să nu credeți că lucrurile stau altfel în Piatra Neamț sau în altă parte. Avem sănătate la sac. Din păcate, miroase tare urât și sacul și sănătatea. Ne oprim aici. Cele bune, să fiți sănătoși, iubiți și să rezistați.